Virginia Zeani s-a născut pe 21 octombrie 1925 în localitatea Solovăstru din județul Mureș și a fost una dintre cele mai talentate artiste din întreaga lume, despre care românii știu prea puține, din păcate. Ea a fost o distinsă soprană română de operă, renumită în special pentru prestațiile sale în deceniile anilor 1950, 60 și 70. De-a lungul a 25 de ani a deținut titlul de prima donna assoluta la Teatrul de Operă din Roma, perioada în care a împărțit scena cu cei mai mari tenori ai vremii, de la Beniamino Gigli și Ferruccio Tagliavini până la Luciano Pavarotti și Placido Domingo. După ce și-a început studiile de literatură și filozofie la Universitatea din București, Virginia Zeani a urmat lecții de canto sub îndrumarea luminiței Angel, iar mai apoi a continuat pregătirea vocală cu soprana Lidia Lipkovskaya. La vârsta de 19 ani și-a finalizat studiile muzicale în Italia, lucrând alături de tenorul Aureliano Pertile. Având o bază solidă în educația muzicală și cu o tehnică vocală excepțională, Virginia Zeani a reușit să mențină un nivel de excelență pe parcursul celor 30 de ani de carieră internațională, interpretând peste 60 de roluri distincte. Debutul său a avut loc în 1948 într-o manieră remarcabilă, pe scena Teatrului Comunal de Operă din Bologna, unde a interpretat rolul Violetei din opera La Traviata de Giuseppe Verdi. Acest rol a contribuit la afirmarea pe scenele prestigioase din întreaga lume, inclusiv la Metropolitan Opera din New York, Teatrul Bolșoi din Moscova și Covent Garden din Londra. În 1955, Virginia Zeani debuta la Opera din Roma, unde a fost distribuită într-o varietate de roluri și a primit aprecieri la cel mai înalt nivel. Două producții remarcabile au fost create special pentru ea acolo, și anume Alzira de Verdi și Otello de Rossini, opere care nu mai fuseseră interpretate în secolul 20. Unul dintre triumfurile sale notabile a fost reprezentat de rolul Desdemonei, un succes pe care l-a repetat în 1966, când, alături de ansamblul Operei din Roma, a cântat pe scena Deutsche Oper Berlin și la Metropolitan Opera din New York. În 1956 a primit o invitație la Teatro alla Scala din Milano, unde a fost distribuită într-o producție nouă a operei Giulio Cesare, de Georg Friedrich Händel, alături de basul Nicola Rossi Lemeni, cu care avea să se căsătorească un an mai târziu, mezzosoprana Giulietta Simionato și tenorul Franco Corelli. În anul următor a interpretat rolul Blanche de la Force, creat special pentru ea de compozitorul François Paulet, în premiera mondială a operei Dialogue de Carmelite. Datorită excelenței tehnicii vocale, Virginia Zeani și-a diversificat repertoriul pe parcursul carierei, trecând de la soprană de coloratură la soprană lirică și chiar soprană dramatică. Pe parcursul întregii sale cariere, Virginia Zeani a fost apreciată pentru dinamismul său scenic, vitalitatea și sensibilitatea sa. Virginia Zeani a înregistrat mai multe albume selective și versuri complete ale operelor La Traviata de Verdi și Tosca de Puccini. Din 1991 a deținut poziția de profesor de canto la Indiana University School of Music din Bloomington, Indiana. În 1991, soțul Virginiei Zeani, Nicola Rossi Lemeni, a încetat din viață. Virginia Zeani a primit titlul de doctor honoris causa de la Universitatea Națională de Muzică București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cea din urmă fiind acordată la inițiativa Facultății de Teologie Greco-Catolică. Pe 11 mai 2011, regele Mihai I i-a conferit decorația regală Nihil Sine Deo. Ulterior, în data de 21 octombrie 2022, a fost inclusă în opera American Hall of Fame, o recunoaștere deosebită pentru contribuția sa la lumea operei. Soprana a decedat pe 20 martie 2023, la vârsta de 97 de ani, în Florida, Statele Unite ale Americii.